În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți și iubiți frați și surori, repet un lucru pe care vi l-am spus de multe ori. Cu drag vin duminică seara la cateheze. Eu sper că și frățiile voastre veniți cu drag. Oricum, pe bună dreptate, unii dintre cei apropiați mi-au spus că atunci când sunt la slujbă foarte departe și mi-e greu să vin la vecernie, mă grăbesc să vin, uneori chiar n-ajung la început. Ar trebui ca pentru duminica respectivă să rostuiesc pe altcineva să facă cateheza. Și poate că ar face-o mai bine decât mine. Dar, întrucât de zeci de ani n-am lipsit la catehezele de duminică seara, a devenit o nevoie și pentru sufletul meu ca să fiu prezent cu dumneavoastră la cateheză. De aceea insist mereu, ce m-aș bucura dacă frățiile voastre ați fi niște misionari și la catehezele noastre ar fi foarte, foarte multă lume. E adevărat că este o perioadă din an când e și cald, când sunt și vacanțe, când este plecată multă lume. Aceasta e o introducere. Acum vă aduc aminte. Unde ne aflăm cu catehezele noastre? De câteva duminici suntem preocupați de dinamica despătimirii. Am vrea să scăpăm de rele, să devenim buni, să devenim sfinți. Știți că părinții care s-au preocupat de spiritualitate și-au și imaginat un șir de trepte pe care, urcând, efectiv ne îmbunătățim viața. Vi le readuc aminte. Totul începe cu credința. Fără credință nu putem face nimic. După credință vine frica de Dumnezeu, pentru că suntem păcătoși. A treia treaptă este pocăința. Pocăința ne dă posibilitatea ca din cădere din nou să devenim buni. După pocăință, înfrânarea, a patra treaptă, să nu bătătorim același drum al relelor. După înfrânare, urmează răbdarea. Nu s-a pomenit vreodată vreun creștin bun care s-a hotărât să facă voia lui Dumnezeu să n-aibă năcazuri. Și în focul năcazurilor ce poate face? Să rabde. Să rabde. Ei, în seara aceasta, suntem la a șasea treaptă, care e nădejdea. Noi nu răbdăm prostește, răbdăm cu un scop, pentru că știm ce se întâmplă la capătul drumului. La capătul drumului ne așteaptă Domnul Iisus Hristos. Acum știți că Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre trei virtuți, numite virtuți teologice, le socoate foarte importante. Chiar dacă nu ne gândim la această scară urcătoare înspre despătimire și cele trei virtuți mari pe care le pomenește Sfântul Pavel în epistola lui prima către Corinteni, capitolul 13, sunt credința, nădejdea și dragostea. Dar zice el, cea mai mare dintre ele este dragostea. Acum noi, în seara aceasta, suntem la nădejde. Și iată ce zice Sfântul Pavel despre nădejde în epistola către Romani.
în capitolul 5, începând cu versetul 3. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare. Și răbdarea încercare, și încercarea nădejde, nădejde. Iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, cel dăruit nouă. Nădejdea, nădejdea. Înainte de patimile sale, Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, ne spune în capitolul 17 un lucru foarte important, făcându-ne să fim cu nădejde. Începând în capitolul 16, începând cu versetul 20. Adevărat, adevărat, zic vouă, că voi veți plânge și vă veți tângui, dar lumea se va bucura. Voi vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Femeia, când e să nască, se întristează, fiindcă a sosit ceasul ei, dar după ce a născut copilul, nu își mai aduce aminte de durere, pentru bucuria că s-a născut om în lume. Deși voi acum sunteți triști, dar iarăși vă voi vedea și se va bucura inima voastră și bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Aceasta este nădejdea, că în capătul drumului ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, care ne va da bucuria Lui, și bucuria aceasta nimeni nu o va lua de la noi. Așadar, iubiți frați și surori, credință, frică de Dumnezeu, pocăință care întotdeauna presupune o bună spovedanie, înfrânare, răbdare, nădejde, iar duminica viitoare ne vom opri la 7-a treaptă, care este cea a unirii cu Hristos în dragoste. Sigur că la treapta aceasta ne vom opri teoretic, să dea Dumnezeu ca să fi făcut celelalte trepte pe care le-am pomenit până acum și bucuria noastră să fie deplină și nimeni să nu o mai poată lua de la noi. Iubiți frați și surori, și în alte rânduri v-am îndemnat ca măcar un capitol din Sfânta Scriptură să-l citiți zilnic. Apoi, pe lângă Sfânta Scriptură, Patericul și o altă carte bună din care e bine să citim că ne întărim sufletește, este Urmarea lui Hristos, scrisă de Toma de Kempis. Ei, în Urmarea lui Hristos e vorba și de nădejde, și capitolul cu nădejdea în Urmarea lui Hristos sună așa: puneți nădejdea în Dumnezeu când defăimările se ridică împotriva ta. Fiul meu, rămâi neclintit și puneți nădejdea întru mine, căci vorbele ce sunt oare decât numai niște vorbe? Zboară prin văzduh, dar nu despică piatra. Dacă ești vinovat, gândește-te că trebuie să te îndrepți bucuros. Dacă n-ai nimic pe cuget, gândește-te că trebuie să înduri acestea cu plăcere pentru Dumnezeu. E destul de puțin că uneori rabi măcar niște vorbe, tu care n-ai încă tăria să înduri lovituri mai grele. Și pentru ce te pătrund până la inimă niște vorbe așa de neînsemnate,
Dacă nu, fiindcă ești încă rob al trupului și fiindcă privești la lume mai mult decât trebuie. Fiindcă ți-e teamă că ești disprețuit, nu voiești să fii mustrat pentru greșelile tale, ci cauți o acoperire prin dezvinovățiri. Cercetează însă mai bine inima ta și vei vedea că întru tine încă mai trăiește lumea și pofta deșartă de a fi pe placul oamenilor. Întrucât te împotrivești să fii înjosit și rușinat pentru greșelile tale, înseamnă că nu ești cu adevărat smerit și nici mor de tot pentru lume, nici lumea nu e răstignită pentru tine. Ascultă însă cuvântul meu și nu te vei tulbura de 10.000 de vorbe ale oamenilor. Iată, dacă s-a rostit împotriva ta, toate pe care și le-ar putea închipui cineva în chipul cel mai rău, ce vătămare îți va face oare? Dacă ai lăsat să treacă totul și dacă nu le-ai socotit decât ca un pai, ți-ar putea smulge oare măcar un fir de păr? Nu.